Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la o nouă rețetă marca Jamila Cuisine. Astăzi vă voi prezenta o rețetă extrem de pufoasă și plină de scorțișoară, și anume cinnamon rolls sau rulouri cu scorțișoară. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 50 de grame de făină albă, 2 ouă, 250 ml de lapte, 100 de grame de unt tăiat cubulețe, 7 grame de drojdie uscată, amestecată cu 2 linguri de făină și cu 2 linguri de apă, 60 de grame de zahăr, un praf de sare. Pentru umplutură vom avea nevoie de 100 de grame de zahăr, zahăr brun și zahăr tos alb amestecate, 100 de grame de unt la temperatura camerei, o lingură de scorțișoară. Pentru început trebuie să facem aluatul. Am aici făina. Voi face în mijloc o gropiță în care voi pune maiaua, adică drojdia pe care am amestecat-o, cu puțină apă și cu puțină făină. Peste ea vom pune ouăle. Puțin din lapte și vom amesteca ușor cu o linguriță. Doar că să omogenizăm puțin drojdia cu făina și cu laptele. Vom pune apoi zahărul. Eu am zahăr cu aromă de vanilie, dar puteți folosi și zahăr obișnuit. Mai punem puțin lapte și amestecăm luând făina de pe margini. Continuăm să mai punem lapte. O să schimbăm lingurița cu mâna, pentru că este mult mai bine să amestecăm cu mâna și altfel vom simți aluatul. Vom începe să încorporăm. Mai punem lapte. Punem laptele puțin câte puțin, pentru că s-ar putea să nu fie nevoie de tot. Sau din potrivă, s-ar putea să fie nevoie de mai mult. Depinde acum de cât de umedă este făina și de felul făinii. Începem pe tot. Acum că am format cât de cât aluatul, putem să punem și puțină sare. Și nu punem sarea odată cu drojdia, pentru că sarea anulează efectul drojdiei și aluatul nu va mai crește. Și bineînțeles că nu ne dorim un aluat care să nu crească. Vom pune acum și puțin din unt, untul pe care l-am tăiat cu bulețe și l-am lăsat la temperatura camerei. Untul trebuie să fie moale, dar să nu fie topit. Și incorporăm acum untul puțin câte puțin, cu buleț cu buleț. Amestecăm bine până incorporăm untul. Punem și ultima parte din unt. Și amestecăm bine în aluat. Acum urmează să-l scoatem din bol și să-l lucrăm pe planșetă. Punem puțină făină, doar că să ne ajute un pic să începem să-l lucrăm, pentru că el trebuie totuși frământat bine. La început va fi din ce va fi foarte lipicios, iar apoi cu cât îl lucrați mai mult, cu atât se va lipi din ce în ce mai puțin.
Acest salat este unul foarte lipicios. Presărați de câte puțină făină pentru a-l putea lucra. Veți vedea că își va schimba textura deja la mine și a schimbat-o. El trebuie să rămână ușor lipicios, dar să nu se mai lipească pe mâini. Deja vedeți că nu se mai lipește. Presărați doar puțină făină, doar că să vă ajute oarecum să-l lucrați. Este un aluat asemănător celui de cozonac. Și după cum știți, și acela este un aluat foarte lipicios. După cum vedeți, cam așa ar trebui să arate. Va fi totuși un aluat cât de cât lipicios, dar nu se va mai prinde de mâini. Oricum, după cum vedeți, trebuie să fie un aluat moale. Eu am să-l mai lucrez vreo 2 minute, apoi revenim să vă arăt și cum o să-l punem la dospit. Am terminat de frământat aluatul nostru. După cum vedeți, și-a schimbat textura, dar a rămas moale. Este încă foarte moale, dar nu se lipește de mâini pentru că este bine lucrat. Cam așa ar trebui să arate și aluatul vostru. Am aici un bol din plastic în care voi pune aluatul. În primul rând vom pune puțin ulei. Am un bol unde am avut untul, am puțin ulei cu care voi unge foarte bine bolul. Așa, am uns bolul foarte bine cu ulei. Iar în el vom pune aluatul nostru. Îl întoarcem puțin pentru a fi și aluatul uns cu ulei. Și vom lăsa pentru 30-45 de minute sau până când aluatul își dublează volumul. Am aici aluatul nostru care a crescut. Aluatul pentru rulurile cu scorțișoară. Acum îl vom pune pe planșetă. După cum vedeți, și-a dublat volumul și arată foarte bine. Îl vom frământa decât puțin pentru a-i scoate aerul. Este foarte suplu și foarte frumos. Acum îl vom întinde cu un sucitor. Îl mișcăm el pe planșetă pentru a nu se lipi. Eu n-am mai pus făină pentru că deja am uns castronul cu ulei și aluatul are și unt înăuntru. Dar dacă voi credeți că este necesar, puteți pune. Și puțină făină. Observ că nu se lipește. Trebuie să-l întindem cam la o jumătate de centimetru. Acest timp îl tot întoarceți. Și îl întindeți bine cu făcălețul. Încercăm să-l mai întoarcem o dată și vom întinde din nou. Pentru că este bine lucrat, bine frământat, se întinde foarte ușor și miroase foarte bine acest aluat. Este un aluat asemănător cu cel de cozonac, foarte aromat. Am întins aluatul nostru, cam pe la o jumătate de centimetru. Oricum se va întinde foarte ușor dacă aluatul este bine lucrat.
Am aici untul, cele 100 de grame de unt. La temperatura camerei trebuie să fie moale, pentru că acest unt trebuie întins, că se poate de uniform, pe toată suprafața aluatului. Îl puteți întinde cu o paletă, cum am eu, o paletă de tort, sau chiar cu un cuțit cu lama mai lată. Și merge chiar cu o lingură, dacă nu ți și cu mâna, adică se poate întinde, se poate întinde untul și cu mâna, dar e un pic mai greu apoi de scos după mâini toată grăsimea untului. Am întins untul pe toată suprafața, apoi am pus și zahărul brun pe care l-am amestecat cu scorțișoara pentru a acoperi toată suprafața aluatului nostru. Urmează acum să-l rulăm ușor, ca pe o țigaretă, folosindu-ne ușor de mâini și pentru a-l rula cât mai strâns posibil. Așa arată odată rulat. Pentru a tăia rulourile noastre, vom avea nevoie de o ață, pur și simplu o ață albă, sper că se vede, o ață de bucătărie sau chiar ață de cosut, n-are importanță, sau merge chiar o ață de pescuit, acea gută de pescuit. Și cu ea vom tăia rulourile noastre. Începem din această parte, vom lua ața, o trecem pe dedesubtul rulourului. Potrivim la cam ce mărime ar vrea să aibă. Apoi împlocișăm ața și tragem până tăiem rulul nostru. Următorul la fel, punem ața de desubtul aluatului, împlocișăm ața și tragem pentru a tăia uniform. Dacă încercați să tăiați cu un cuțit, veți vedea că nu se taie bine, pentru că presați aluatul cu cuțitul și nu va avea această formă drăguță și rotundă. Cu următoarea facem la fel. Am pus rulurile noastre într-o tavă. Eu am folosit o tava de la ragaz pe care am pus hârtie de pergament sau hârtie cerată pentru copt. Le vom lăsa acum pentru 20 de minute pentru a mai crește încă o dată și a fi bine crescute și drăguțe. Și apoi le vom coace la foc moderat pentru 30 de minute. Între timp, până lăsăm să crească rulurile noastre, vom preîncălzi și cuptorul. Am lăsat rulourile noastre să crească până și-au dublat oricum volumul. Acum urmează să le băgăm la cuptor pentru 20-30 de minute sau până când sunt rumene, având însă grijă să nu se ardă. Așa vor arăta rulourile noastre cu scorțișoară odată scoase din cuptor. Sunt extrem de bufoase și aromate. Se pot servi atât calde cât și reci, glazurate sau doar pudrate cu zahăr. Și pot constitui un desert cu care vă veți impresiona musafirii sau o gustare dulce pentru cei mici. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc poftă bună și vă invit pentru mai multe rețete pe link-urile de la sfârșitul filmulețului. La revedere!